Este scandal de proporții din cauza medicamentelor care dau rezultate fals pozitive la drug test. Ministerul Sănătății încearcă acum să găsească soluții pentru a minimiza rezultatele fals pozitive. Despre ce măsură este vorba, ne spune Andreea Crețulescu. Găsit, doamnelor și domnilor, scandalul legat de drug testurile care se folosesc în România și mai ales de legislația care este în vigoare de acum, din 2024, ia amploare. De ce spun asta? Pentru că Ministerul Sănătății a început să lucreze, de fapt, la o listă cu diverse medicamente, multe dintre ele uzuale, care pot da, atenție, rezultate fals pozitive. Adică statul român pleacă de la premisa că în această testare menită să-i depisteze pe cei care consumă substanțe interzise, de fapt, intră și persoanele care, din rațiuni de sănătate, consumă medicamente, mulți dintre ei chiar medicamente banale, eliberate fără rețetă. La ce mă refer aici? Majoritatea medicamentelor cu pseudoefedrină în diverse combinații, fie că vorbim despre un ibuprofen sau despre un paracetamol cu pseudoefedrină, e bine, un asemenea medicament se eliberează în România fără rețetă și nu ți afectează capacitatea de a conduce. Însă drug testurile achiziționate și mai ales legislația intrată în vigoare îi face pe acești cetățeni cel puțin pentru 3 zile să stea cu stigmatul de drogați undeva în spațiul public. De altfel, legislația prevede foarte clar că după acest drug test trebuie să te duci să faci testarea într-o instituție sanitară, astfel încât INML-ul să fie cel care dă verdictul. Ai consumat medicamente sau ai consumat droguri? Așadar, va fi extrem de interesant să vedem această listă finalizată din partea Ministerului Sănătății. Practic, fiecare dintre dumneavoastră va ști atunci când se urcă la volan dacă a consumat un medicament care, în condițiile în care îl oprește poliția și îl obligă să fie testat cu un astfel de drug test, să știe dacă, la final, cel puțin pentru 3 zile, va sta cu stigmatul de drogat.